vorbesc despre apariția revistei Info Mici Reporter. Sunt foarte bucuros de apariția primei reviste a micului vostru cerc și vă doresc multe, multe apariții în continuare, atât cu ocazia evenimentului vara în acorduri muzicale și sperăm și odată cu începerea noului an școlar să puteți scoate măcar câteva numere pe care să le distribuiți în școlile botoșănene. Ce părere aveți despre primul număr? Primul număr este foarte interesant, mi-a plăcut articolul, mi-a plăcut foarte mult realizarea voastră, faptul că este un număr făcut de copii, făcut de tineri pentru tineri. Și asta este cel mai frumos lucru. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult paginația pentru că e veselă și atrăgătoare. Ce sfaturi ne puteți da pentru următoarele reviste? Ei, dacă mă gândesc la sfaturi, ar trebui să realizați, și am văzut că ați făcut acest lucru, interviuri cu protagoniștii formației Cheia Sol și să dați multe, multe ilustrații, pentru că este foarte frumos copiii și interpreții să se vadă și în același timp să cere și păreri de la spectatori și de la ceilalți participanți. Ce sfaturi ne puteți da și nouă, micilor reporteri? Păi, ce sfaturi să vă dau? Văd că sunteți de ajuns de îndrăzneți, sunteți curioși, sunteți răzbătători, v-am văzut interviurile voastre pe YouTube și mi-au plăcut foarte mult. Va trebui ca să vă documentați asupra melodiilor care se cântă, să vă apropiați de cântăreți și de publicul care participă la aceste spectacole și veți vedea că va veni și succesul. Ce v-a determinat să ne ajutați pe noi, micii reporteri? N-aș spune că vă ajut numai pe voi, pentru că în primul rând mă ajut pe mine. Centrul Eurup Direct are nevoie ca să fie cunoscut în rândul botoșenenilor și în rândul, în special în rândul tinerilor și aș spune că am profitat de acest frumos eveniment pe care îl sponsorizează și îl organizează Primăria Botoșani și Consiliul Local din Botoșani împreună cu formația atât de cunoscută, din ce în ce mai cunoscută, Cheia Sol și cu micii reporteri împreună și am spus hai să punem și noi o mână de ajutor și în același timp așteptăm și alți sponsori botoșeneni și alți oameni cu dare de mână din Botoșani ca să contribuie să devină din acest festival încet încet să devină un festival internațional, să vină toată Europa aici la Botoșani. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu și vă doresc succes în continuare! Mulțumesc!